Stimați telespectatori, ne aflăm la o nouă emisiune în slujba comunității. Invitat de această dată în platoul Informația TV este Iuliu Ileș, noul primar al comunei Veteș. Domnule primar, vreau să spun primar al municipiului Satu Mare. Ați fost în administrația locală din Satu Mare, practic, din 1992. Ați fost consilier local, viceprimar al municipiului Satu Mare, ați fost timp de două mandate chiar primar în perioada 2004-2012. Însă în iunie 2016 ați fost ales primar al comunei Vetiș. Mergeți de la o localitate cu 100.000 de locuitori la una cu 4.200. În fine, eu am calculat că ați fost în slujba comunității din acest punct de vedere al administrației locale timp de 7.400 de zile. Practic, mai mult aș putea spune, pentru că da. Și cei 4 ani cât n-am fost ca demnitar ales într-o funcție, tot în probleme de administrație am lucrat, la nivel politic, la nivel al organizației noastre UDMR, în funcție la de secretar regional al UDMR. A fost vicepreședinte executiv pe probleme de administrație locală, lucrând tot cu administrațiile locale, ale UDMR, desigur, dar tot strict pe probleme de administrație locală. Oarecum se leagă, da, de... Deci am mai putea adăuga încă 1.300 de zile. Deci am mai putea adăuga încă 1.300 de zile și ar fi 8.700 de zile. În fine, dumneavoastră ați fost ales la Veteș cu 47,25% din voturile valabile exprimate. Ce număr de voturi înseamnă acest lucru? Câte persoane v-au ales? Da, acum trebuie să calculez repede, cam vreo 700 la Oart, 500 în Vetiș, 2200, cam 1250-1300 de voturi am semnat asta. Da. Ceilalți contracandidați cât au obținut? Am doi contracandidați, trei contracandidați. A fost unul nesemnificativ, a fost PSD-ul cu un contracandidat care a luat 150 de voturi și am avut contracandidatul de la ALDE, actualul viceprimar, care a obținut nu știu exact acum în jur de 500, 600, 700 de voturi cam acum. Da. Da. Practic este mulțumită organizația județeană a UDMR, organizația națională a UDMR cu rezultatele voturilor din iunie 2016. Da, desigur. Deci să vedem, a existat o prezența a fost mai mică, mult mai mică decât în 2012, pe ansamblu, la nivel național, inclusiv pentru UDMR a fost o prezență mai redusă la vot a cetățenilor, dar în acest context procentual UDMR-ul a obținut rezultate chiar mai bune, adică similare oarecum ca în 2012, nu mai bune decât în 2012, iar în urma negocierilor și a altor aranjamente politice, desigur, de data asta, rezultatele au devenit și mai bune. Deci astăzi, practic, s-a revenit oarecum la situația din 2008. În 2012 a însemnat un val USL care cam a dărâmat tot din punere politic la alegerile locale și este greu de comparat în termen real situația din 2012. De aceea, poate situația din 2008 este mai relevantă ca și comparație. UDMR-ul și-a recâștigat pozițiile din 2008, deci este mulțumită de rezultatele obținute la alegerile locale. Da, știu că UDMR practic a făcut înțelegeri cu FDG. FDG-ul a obținut 4 primării, dar nu știu dacă a reușit să facă tandem primarii cu viceprimarii, celor două formațiuni politice la nivel de județ. Știți, asta este o discuție permanentă. În fiecare 4 ani apar problemele, divergențele, apar înțelegerile, apar conflictele locale. Câteodată chiar e greu să rezolvi la nivel județean sau să impui de la nivel județean o înțelegere realizată la nivel județean, să o impui pe plan local, pentru că acolo sunt alte socoteli. Dar acest lucru a funcționat, nu s-a deosebit nici acest an prea mult de restul anilor. Există un interes comun. În general, unde au câștigat primarii FDG, s-a mers pe o coaliție sau o înțelegere, nu coaliție scrisă în sensul legii, dar o înțelegere la nivelul alegătorilor de a vota reprezentantul FDG-ului sau, în alte situații, reprezentantul DMR-ului. Pentru că astea au fost interesele comunității și interesele comunității le-au primat. Că este reprezentantul FDG sau UDMR, interesul era ca acea comunitate să-și aleagă reprezentanții care, din punct de vedere politic, sunt agreați.
Și aceste opțiuni și aceste presiuni din partea comunității locale au determinat și o obligație la nivelul de județean al UDMR și al FDG de a se înțelege. Adică nu poți să te ceri tu la nivel județean și să transmiți această tensiune și acest conflict la nivelul comunității locale, unde există deja o înțelegere sau acceptare a unei atitudini comune. Acest lucru așa s-a întâmplat de fiecare dată și e bine și deocamdată. Deși la început, înainte de alegeri, era o vorba că UDMR și PDG vor merge separat. Sigur, există, dar asta vin, de obicei vin din afară. Vin din afară, se exploatează acest conflict mocnit sau, mă rog, un conflict normal, deci în sensul poate bun al cuvântului, al FDG-ului de a obține sau de a încerca să crească mai mult și să obțină rezultate mai mari decât potențialul lui real. Sigur, în ghilimele vorbesc, când dau un UDMR, există normal atitudinea UDMR de a zice, domnule, da, sigur că dar mergem împreună, că e mai bine pentru toți, dar nici să cedezi eu prea mult nu e bine. Și atunci aceste două atitudini înseamnă discuții, înseamnă presiuni până în ultimul moment pe care presa le exploatează, dar fără succes. Asta e bine. Se poate face o paralelă între tandemul UDMR-FDG și PNL-PDL? Nu. Este altceva. E vorba de un tandem la nivel județean, doar FDG-ul din Banat, de exemplu, din Sibiu, nu are nimic UDMR-ul din zona respectivă. Nici nu prea există prea multă, să zic, comunicare sau înțelege de acest gen. Este un specific local al deci mai în satul mare există colaborarea asta. Dat fiind că și șoabii, foarte mulți șoabi din satul mare sunt maghiari, vorbitori de limba maghiară. Deci relația asta s-a născut oarecum normal. Da. Am spus la începutul emisiunii că ați venit veniți de la o conducere a unei localități cu 100.000 de oameni la una cu 4.200. Vă întreb acum pe dumneavoastră, cum e, de fapt? În primul rând, dacă rupem funcția de primar, sau eu aș spune meseria de primar, de funcția politică și de aspectele politice, atunci putem vorbi de aceeași activitate. Deci ești specialist în administrație locală și atunci poți să-ți faci treaba ca primar de municipiu, ca primar de comună sau în alte funcții similare ale administrației locale. Dacă, sigur, ne uităm din punct de vedere politic, poți să zici, vai de mine, păi primarul unei reședințe de municipiu trebuie să fie, din punct de vedere politic, unul la vârful acelui județ, la nivelul partidului, desigur, la nivel de comună, oarecum ești șters din punct de vedere politic și așa mai departe. Eu niciodată n-am abordat politic treaba asta. Pe mine partea profesională m-a propulsat în funcții politice și nu invers. Nu am avansat politic ca să obțin o funcție care să mă consume profesional, ci dimpotrivă, am mers pe linia profesională și câștigând primăria am fost avansat și în funcții politice. N-am insistat la acest aspect. De aceea eu pe linie profesională am acceptat și am abordat și această primărie a Comunei Vetiș și îmi pare bine de acest lucru. Și îmi pare bine că foarte multă lume a înțeles acest lucru la nivelul înalt al conducerii politice. Deci toți au fost de acord că da, e o idee bună, du-te, fă o treabă, pentru că de ce nu? Adică nu, funcția politică este importantă. Mai ales că nici nu aspiram și nici nu am funcții politice. Eu sunt vicepreședinte executiv al UDMR pe administrație locală și în momentul de față. Deci ați rămas, dar asta este o funcție mai puțin politică, este o funcție mai mult executivă. Și deocamdată, sunt sigur, este o funcție care cere în primul rând un om cu normă plină și în momentul când se va găsi o persoană potrivită, eu mă voi retrage, dar deocamdată sunt. Deci, și atunci faceți naveta la Cluj? Nu. Mă deplasez din când în când la niște acțiuni care sunt necesare, mă solicită primar de la diferite comune, particip la anumite evenimente, dar nu am o relație zilnică, să zic așa, cu președinția executivă. Deci, din punct de vedere politic, treaba asta nu este relevantă, din punct de vedere profesional însă da. Și profesional vreau să vă spun că și o comună te provoacă la fel de mult ca și un municipiu. Sigur, volumul, diversitatea sau numărul cazurilor și volumul problemelor este mai mic, mult mai mic, desigur, dar vreau să vă spun că aici apare și greutatea problemei, adică și o administrație a unei comune, dacă ne uităm la legislația care
care stabilește diferitele sarcini și atribuții și reglementări ale administrației publice locale, nu face deosebire absolut nicăieri de dimensiunea structurii administrative sau de dimensiunea localității. Trebuie să ai același sistem de control intern managerial, trebuie să procedezi la fel la achiziții publice, trebuie să te organizezi la fel în structura internă. Ar trebui să ai, deși aici legea nu face deosebire, dar și aici apare o anomalie, ar trebui să ai aceleași structuri și compartimente, ceea ce nu se poate pentru că tu lucrezi cu 10-15 oameni, câteodată chiar mai puțin, în comune mai mici, și tu ar trebui să ai 30, 40, 50 de ani conform legislației ca să acoperi toate. Mergeți de la satul mare cât era? 150, 200? 200 erau, da. A fost pe mea, acum sunt mult mai mulți. Că n-au mai rezistat, a trebuit să vină mult mai de la 200 la 15 oameni. Au venit mai mulți ca să lucreze mai prost. Dar asta e un alt subiect. Deci, mai departe, tocmai pentru că administrația unei comune presupune multe, multe și practic acoperirea a tuturor acelor nevoi, chiar dacă nu la volumul și dimensiunea de la un municipiu, din cauza asta și pentru că ai oameni mult mai puțini și mai puțin profesionalizați nu există un om pentru fiecare problemă, pentru fiecare profesiune. Este un om pentru mai multe probleme, normal. Sigur, trebuie să încarci oamenii cu mai multe atribuții, da. De mai multe feluri, chiar dacă ele poate de multe ori nu apar. Ai o atribuțiune care niciodată sau o dată sau de două ori apare într-un an. Dar tu trebuie să răspunzi de subiectul respectiv și trebuie să cunoști legea. Deci, ai o presiune mult mai mare pe angajați, cu salarii mult mai mici, ne vorbim de primar care, dacă vrei să-ți faci treaba bine, că sunt unii care ai o presiune mult mai mare. Trebuie să te ocupi de absolut toate problemele până în detaliu. Deci, ca primar volumul de, de lucru, credeți-mă, volumul de lucru nu este mai mic. Da. Și dacă, sigur, pentru mine, din punct de vedere al experienței, cunoscând multe lucruri, este mai ușor, dar dacă vii din afară, vii dintr-un alt mediu și câștigi o primărie, pentru că la un moment dat vin primari care... Sunt și acum. Este primar din domeniul privat care au venit. Este foarte greu să cuprindă în ansamblu problematica administrației locale și poate să treacă ani mulți până să aibă o vedere de ansamblu asupra tuturor problemelor. Nu mai vorbesc de procedurile fiecărei activități și acțiuni pe care trebuie să o întreprindă administrația locală și care câteodată pot să fie perverse pentru că se poate termina cu penal, cu amenzi, cu probleme grave. Deci trebuie să fii atent când semnezi, nu? Nu este ușor nici într-o primărie de comună, chiar dacă se crede. Mie mi s-a spus, mergi acolo, ce ușor. Mi este ușor într-un fel, pentru că nu am probleme pe care să nu le pot rezolva, dar ca să le rezolv, eu îmi necesit un volum mare de muncă. Practic, dumneavoastră, ca primar de municipiu, ați avut mult mai mult subalterni și puteați împărți din sarcini. Exact, exact. Deci despre asta e vorba. Acum, la o comună, aveți 15 angajați, cărora nu le mai puteți da din sarcinile pe care aveți dumneavoastră să le îndepliniți. Așa e. Practic. Dar hârțogăria e la fel de multă la o comună ca la un oraș? Păi hârțogăria este la multă dimensionată la nivelul fiecarei administrații. Din păcate... Mă tentează să fac un studiu, dar n-am timp și n-am instrumente în momentul de față, dar ar fi interesant. Deci, am mai spus și la alte emisiuni, volumul birocrației al hârtiilor vehiculate în cadrul unei autorități locale a crescut enorm de mult în ultimul deceniu sau în ultimii ani, în ultimii 10-15 ani. Enorm de mult. În mod irațional, practic. Pentru că nu a dus la o calitate mai bună a serviciilor, nu din cauza unor nevoi. Bine, au apărut niște activități noi care presupuneau hârtii noi. Da, acolo e justificat. Dar dacă în 2008 la municipiul Satu Mare s-au înregistrat cam 25-26 de mii de înregistrări, de intrări la registratura primăriei, în 2012 numărul acesta a crescut la 75 de mii, deci s-a triplat în 8 ani. Întrebarea e, la care nu am răspuns din păcate, dacă mă gândeam din timp, poate azi aveam un studiu făcut. De ce? Pe ce domenii și din ce cauze s-a triplat numărul de Dar și același număr de oameni au de-a face cu același număr de oameni, bineînțeles. Eu mă laud cu treaba asta, pentru că cu același număr de oameni, la o triplare a volumului de muncă practic, am reușit să reducem de la 30 de zile, cât era în mod normal, 30 de zile prevede legea, noi am redus la sub 15 zile media răspunsurilor la solicitările adresate primăriei, ceea ce presupune, în primul rând, o organizare și o activitate mult mai serioasă și mai competentă și obiectivă
a personalului din primărie și acesta este unul din principali indicatori pe care eu totdeauna îl susțin că am organizat o primărie bună în satul mare. Nu vorbesc de ce se întâmplă acum, nu știu. Domnul Coica a distrus mult din treaba asta, dar e un alt subiect. Deci, problema principală rămâne de ce a crescut acest volum imens de hârtii. Mai mult, astăzi ne confruntăm cu niște obligații birocratice pe probleme de control intern managerial, pe probleme de achiziții publice, pe probleme de sociale, pe probleme de organizare internă, pe nu știu câte probleme, trebuie să ne creăm un volum atât de mare de documente interne de lucru și hârtii inutile, părerea mea, o bună parte din ele inutile, nu toate, desigur, care nu se justifică, nu au nicio eficiență practică. Deci 20-30% din activitatea unei primării de comună, la municipiu nu aș putea aprecia acum, dar la nivel de comună, 20-30% din activitatea angajaților primăriei se consumă cu justificarea și susținerea și realizarea documentelor interne și a birocrației interne a structurii, care în afară nu se vede și care nu are niciun efect asupra serviciilor pe care noi le prestăm către populație. Deci abia după ce am consumat 25% din timpul nostru și din capacitatea și energiile noastre, abia după aceea ne ocupăm și de restul problemelor pentru care de fapt existăm. Da, bun, dar s-a inventat o comisie de tăiat hârtii. Vedeți eficiența ei. Deci nu. Din sunt păcate, niște oameni care vin prin administrație și întreabă, domnule, ce e de... Nu, de tăiat, nu. Ce hârtie s-a inițiat o acțiune de doamna ministru Violeta Alexandru, pe care o cunosc foarte bine și suntem în relații foarte bune și o apreciez extraordinar de mult și apreciez buna intenție și ideea, dar din păcate nici dânsa n-a reușit să facă un lucru foarte, foarte eficient. S-a rezumat până la urmă, deci s-a lansat o acțiune la nivel național foarte bună. S-a deschis niște site-uri cu propuneri, s-au mișcat mii de oameni care au făcut propuneri competente pe probleme de reducere a birocrației, dar nu s-a reușit prin ordonanța de guvern care s-a scos pe tema asta, s-a reușit o mică parte să se rezolve. Și concluzia mea este una pe care o tot simt și o constat în N variante și această acțiune de fapt mi-a confirmat și mai mult. Există un aparat birocratic la nivel central care este mai puternic decât orice guvern politic, orice parlament și care reușește să destrame orice bună intenție în descentralizare, debirocratizare, transfer de atribuții. Adică sunt la București niște oameni care gândesc, uite că aici ar mai fi de introdus o anumită procedură. Exact, da? Exact, și care lucrează intens la treaba asta și în momentul când se simte o conducere nouă politică, pentru că fiecare conducere politică a venit cu idei de acest gen și eu cred că fiecare ar fi fost dispus să facă acest lucru, dintr-o dată au reușit să restructureze anumite lucruri, să scoată, să modifice sau să introducă prevederi legislative sau hotărâri de guvern sau ordine de miniștri prin care au supus unui control mai intens domeniul respectiv, astfel încât conducerea politică să se trezească în situația în care da, noi vrem, dar uite, totuși nu se poate pentru că și aparatul centralizat din București are o experiență și are în gene această atitudine. Și exemplele pot fi numeroase, n-are rost să intrăm în detaliu pentru că asta ar merita o emisiune foarte lungă. Câte exemple aș putea numai eu aduce, dar eu din anumite domenii, însă sunt și multe alte domenii unde ar veni alții să aducă exemple, cât și în ce condiții aparatul central din București, al ministerelor, al instituțiilor, al agențiilor și al tuturor structurilor care există, se opun. Aceeași problemă, sigur că dumneavoastră ați vrut să dați exemplu, că se întâmplă și în Ministerul Educației și la nivelul învățământului. Peste tot. La urma urmei, te îngropi în hârtii și uiți că menirea principală a dascălului este să învețe elevul, nu să ceea ce fac profesori și directorii de școală. Acum este o nebunie, domnule, adică ei lucrează, doctorii, medicii de familie, se îngroapă în hârtii. Profesorii se îngroapă în hârtii, nu discută, nu analizează, nu stau de vorbă cu bolnavul, nu stau de vorbă cu copii, fac hârtii ca să justifice activitatea. Este o nebunie totală, dar asta este cel mai relevant exemplu pentru că este la îndemâna tuturor. Da. Dar dacă intrăm în structuri, am putea aduce încă o mulțime de exemplu. Da, practic care a fost primul lucru pe care l-ați făcut după depunerea jurământului de primar? Am stat de vorbă cu personalul.
ca să-i liniștesc, pentru că au fost exaltați, că li s-au incumbat tot felul de idei, că vine asta primarul ăsta nou și vai de mine ce va face cu ei, da, va da pe toți afară, va duce numai Săt Măreni, va lua toți banii primăriei, îi va pune într-un sac și va duce în Satul Mare și altele și altele. Nu se exagerări, nu se exagerări, sunt efectiv lucruri care să faceți al treilea pod la Satul Mare. Le-am constatat pe viu. Sigur, puțin pare glumeasă treaba, dar a fost un dram de adevăr. Da. Important este că a trebuit să pornesc pe mai multe direcții. Unul a fost să punem la punct primăria, serviciile primăriei, funcționarea primăriei, reorganizarea primăriei, o nouă organigramă, pentru că această primărie a funcționat cu a fost șchiop pe un picior, adică a mers pe un picior și cu cârjă pe celălalt picior. Deci tot ce aparținea de administrația internă, elaborare de hârtii, adeverințe, cetățenii vin la primărie și obțin ce le trebuie, da, asta a funcționat. Mai bine sau mai rău, dar acum zic că funcționează bine. Însă, pe linie tehnică, nu a existat nicio structură, nicio persoană angajată, nimic. Deci o primărie care avea cele mai mari fonduri de investiții în ultimii câțiva ani buni, practic nu dispunea de nicio structură în organigramă, de nicio persoană angajată care să verifice o lucrare, să gândească o investiție, să conceapă ceva, să iasă pe teren, să vadă ceva. Deci aici și acum suferim pentru că nu-i avem. Am făcut o organigramă nouă, este în curs de aprobare, acum stă la Agenția Funcționarilor Publici, de unde în fiecare zi ne vin întrebări tâmpite, de ce? Că vrem reorganizare sau modificare? Și eu să stabilez dacă e reorganizare, să modificăm mai așa. Bun. Deci ne jucăm cu treaba asta, este o aberație. E un joc de cuvinte, reorganizare exact, sau modificare. Exact, dar sunt niște doamne acolo care trebuie să știe foarte precis dacă eu reorganizez sau modific, pentru că în funcție de asta îmi dă avizul sau nu, dar dacă reorganizez, atunci ea să-mi spune cum să reorganizez și dacă modific, atunci merge la colega care îmi va spune ce să fac. Deci asta e sistemul românesc. Mergem înainte cu acesta. Deci trebuie să reorganizăm, să angajăm oameni. Asta pe linia administrației. Deci nu veți da afară oameni, ci veți angaja până la urmă. Mai mult. Nu, avem o echipă bună, doar că nu este suficientă. Este dimensionată pe anumite activități administrative și nu și pe celelalte. Dar organigrama cât vă cuprinde? Avem 31 de posturi aprobate, maximul, din care astăzi sunt ocupate 18. Și lipsește exact partea tehnică pe care trebuie să o completăm. Și cu structuri aprobate la nivel central și cu oameni pe care să-i găsim să lucreze. Pentru că avem bani pentru investiții, avem nevoie mare de investiții, dar n-avem cine să se ocupe de acest subiect. Eu de dimineața până seara mă ocup de achiziții publice, de investiții, de proiecte, de punerea la punct a proiectelor vechi, de lansarea proiectelor noi, ca să pornim ceva, pentru că nu putem sta așa, până ce ne vom structura din nou primăria și va putea lucra cu forțe puternice pe toate palierele. Practic, dumneavoastră nu sunteți străini de primăria Veteș, nu sunteți străini de localitatea Veteș, v-ați mutat în Veteș în urmă cu aproximativ 2 ani, și am înțeles, dar și la primărie ați fost și ați discutat, ați văzut problemele comune înainte de sigur, iunie, deci din momentul în care, s-a intrat în discuție mă rog, candidatura mea circa cu un an înainte de alegeri, am început să mă gândesc la subiectul ăsta, dar înainte să iau o decizie, totuși eu m-am angrenat în activitatea lor și am reușit câteva lucruri frumoase să realizăm, care astăzi își au eficiența și folosul. Deci dar, cum să spun, în intimitățile primăriei n-am intrat, tocmai pentru că ar fi fost o oarecare emisiune, la un moment dat chiar deranjantă pentru fostul primar, și așa că în ultimele luni înainte de alegeri eu nu m-am mai apropiat de primărie, așa că am preluat o primărie cam necunoscută pentru mine. În afară de două, trei lucruri mari pe care le-am inițiat și care au mers, altele detalii nu le-am mai cunoscut. Este o primărie cu și cu bune și cu rele. Deci s-au făcut lucruri bune, s-au făcut lucruri rele. S-au făcut lucruri bune și altele care s-au început s-au făcut în așa mod încât astăzi creează chiar o mare problemă, cum să le termin, cum să le continui, cum să faci. Altele nu s-au început, deși se puteau începe. Deci, cred că asta e situația peste tot, nu este mai bună sau mai rea situația de față de alte localități. Important este că Vetișul are resursele necesare din surse proprii și este
cel mai important lucru. Deci Vetișul deci am impresia că Vetișul este cea mai bogată comună din județ. Păi bogată, are cel mai mare buget sau cele mai mari venituri locale. Da. Deci cele mai mari venituri locale cele din, județul Satu Mare. Și asta îți dă o garanție și o constanță în, în activitate. Pentru că un proiect câștigat rezolvă o problemă. Timp de un an sau doi aduci un milion, două milioane de euro, ai făcut o lucrare, ești grozav, după care nu se întâmplă nimic chiar. Îți crește bugetul, poți să fii tu cel mai grozav cu bugetul tău pentru că ți-a intrat un milion de euro pe anul respectiv când ai realizat lucrarea. Dar aia este pentru anumită lucrare și este unică. Da. Ori aici vorbim de un buget sau de venituri constante în fiecare an, venituri mari și care asigură un fond de dezvoltare, deci pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului se asigură un minim de un milion de euro, mai mult de un milion de euro pe an să pot asigura din veniturile proprii, ceea ce practic nu există la nicio altă comună din județ. Problema se pune de ce acești bani nu și-au făcut efectul până acum și vor face de acum acolo, pentru că asta este sarcina mea, de asta m-am angajat. Am văzut că sunt în echilibru resursele cu necesitățile și asta m-a îndemnat să zic, da, merită să lucrez aici. Dacă era o comună cu o primărie în care săracul primar așteaptă în fiecare lună, dacă îi mai intră ceva de la județ, să-și plătească salariile și în rest, efectiv, oricât de bun ar fi și cât ar dori să facă, nu poate, acolo situația este cu totul alta. Și acolo și administrația arată altfel. Aici este rost de modernizare a administrației, este rost de un serviciu de calitate, deci este rost de dezvoltarea infrastructurii și mai mult, este rost de dezvoltare acelei infrastructuri și acelor dotări și, posibilități pe care multe alte comuni le au de a crește calitatea vieții prin dezvoltarea activității sportive, prin dezvoltarea activității culturale, prin dotarea școlilor în mod extraordinar deosebit, prin realizarea unor servicii sociale, medicale, pe care mulți alții nu le pot permite. Noi ni le vom putea permite, sigur, în timp și trebuie construite acestea. Ați putea face Vetișul mai înfloritor ca municipiul Satu Mare să se mute? Nu poți compara. Să-i chemați pe sătmăreni să locuiască la Vetiș? Nu cred că e cazul și nici nu se poate compara. Municipiul reședință de județ e o treabă, o comună este o altă treabă. Comuna Vetiș are avantajul apropierii de municipiu. Asta înseamnă că și disponibilitatea multora de a locui, de a cumpăra un teren, de a construi casa aici este mare pentru că ești foarte aproape de municipiu. Deci nu e o problemă. Sunt 10 km în loc de 5 km, dar deplasarea nu este o problemă atât de mare. Și atunci, pentru mulți, contează că și-au un teren mai ieftin, respectiv locuiește în condiții pentru mai plăcute. Pentru că lumea s-a extins, Satu Marele s-a extins înspre Păulești. Înspre Păulești s-au construit vile. Unde locativ, înspre Vetiș prea puțin. Credeți că dar vedeți, se vor reorienta sătmărenii? Înspre Vetiș apar, sunt locuri de muncă, la parcul industrial, la Schlemmer. Sunt magazinele astea mari, Oșanu, Dedemanu acum, practic erau acum. Deci, elemente esențiale pentru confortul urbanistic al oamenilor există foarte aproape. La fel, deci un cetățean din micro 17 e la fel de mare distanță de Dedeman sau de Oșan decât unul din Vetiș. Da. Ceea ce a lipsit la Vetiș și lipsește în continuare este canalizarea, apa. Bine, la Vetiș există apă, dar în general există la nivelul comunei. Lipsește încă canalizarea, lipsește apa la Deceba și la Oar, lipsește rețeaua de gaze naturale la Deceba și la Oar, lipsesc drumurile modernizate. Asta este, să zic, sarcina, numărul 1. Provocarea cea mai mare acum. Bun, dar ca să finalizăm pentru cât mai repede aceste dezvoltări. Sunt cuprinse în proiecte, nu? Astea, sigur că da. O parte din ele sunt realizate în cadrul unor proiecte, dar sunt în curs, deci încă n-au fost realizate. Eu am sarcina să le termin, să completez ceea ce lipsește ca să fie depline și, funcționale. Nici asta nu e o treabă simplă astăzi, din păcate. Mai apoi să modernizăm și cam anul viitor, din primăvară, de la mijlocul verii, o să începem o modernizare ampla tuturor străzilor, când vom termina lucrările în subteran. Astfel încât, într-o perioadă de circa 2-3 ani, 2 ani minim, 3 ani maxim, să avem o rețea stradală, trotuare, șanțuri, utilități, toate rezolvate, puse la punct. Există capacitatea financiară pentru aceasta, trebuie lucrat foarte mult. Deocamdată noi sunt singuri în această luptă, o să avem câțiva oameni, sper, în câteva luni și atunci, anul viitor, o să avem o echipă cu care să tragem foarte puternic, în 2-3 ani, într-adevăr, Vetișul nu numai să beneficieze de apropierea orașului, dar să beneficieze și de condiții de trai similare municipiului. Mai apoi, să beneficieze și de
evenimente sportive, culturale și altele. De exemplu, copiii să poată să facă sport, tenis. Construim acum un teren de tenis. Am demarat construirea unui teren de tenis, construirea unor terene de handbal, basket, fotbal, cu gazon artificial, tocmai ca să demarăm, să începem. Deocamdată vor fi terenul de fotbal, să vină copiii să joace fotbal, dar o să începem să vedem activitatea sportivă la școli, poate vom înființa club sportiv pentru copii, la una, la două, la trei ramuri sportive, să începem să mișcăm undeva prin țară, la niște concursuri, adică să generăm și o altfel de activitate. Avem o curte extraordinar de frumoasă într-un spațiu în centrul comunei, unde funcționează și dispensarul medical, o curte extraordinar de frumoasă, unde vrem să facem, pentru că, vezi, și femeile de la țară au aceste pretenții și au venit și au spus că, da, ce bine ar fi să fie, să facem un parc de fitness, da? pentru adulți. Pe lângă terenul de joacă pentru copii, care sunt două, și acum facem și în curtea grădinițelor, ca să fie pentru copiii mai mici, unde se pot juca mai în siguranță. Și așa mai departe. Deci, în fosta primărie, acum facem devizele și vom reabilita, vom igieniza, vom pune la punct clădirea, vom da o nouă față și acolo înființăm un centru cultural, bibliotecă, un muzeu local, inclusiv cu vestigii arheologice, cu sală pentru diferite activități, cu cercuri culturale care sunt deja încet, încet în devenire și în construcție. Adică vrem ca creăm spații verzi foarte frumoase, o să demarăm în această toamnă. Acum vara am stat și ne-am uitat cum cresc ierburile, că n-am avut nici oameni și n-am avut nici perioada, n-a fost potrivită. În august, în iulie, nu pui gazon. Dar în toamnă vom pune. Vom planta, vom pune la punct zonele verzi, astfel încât să avem spații elegante, frumoase, oamenii să vadă, să se simtă bine. Este o educație a oamenilor și prin esteticul peisajului. Să puneți coșuri de gunoi. Coșuri de gunoi, tot ce trebuie în această ambianță. Da, și înțeleg că vreți să faceți și atracții turistice la Vetiș. Ce ar însemna asta? Atracții de ce să turiste, turiștii la Vetiș? Știți cum spun, eu nu vorbesc de turiști, mie nu-mi place acest lucru, poate unii o să sară în sus, că toți vorbim de turism, dezvoltarea turismului la nivel de județ și să bagă bani și... Hai să fim serioși, turism. Faptul că vine un vizitator, eu nu numesc turist. Unii pot să-l cuantifice ca turist, în statistici apare, a venit la tine unul din altă localitate, hai să-l botezăm turist repede, ca să creștem statisticile în turism. Noi nu avem spații, avem spații de cazare și chiar este în construcție încă unul nou, se dorește acum construirea unui motel pe teritoriul administrativ, avem un motel chiar la intrare în Vetiș, deci avem și spații de cazare, dar nu putem vorbi de turiștii care vin în Vetiș. De ce să vină un turist? Vine în vizită poate pentru câteva ore, să se simtă bine. Trebuie să creăm spații unde să se simtă bine, dar nu vorbim de turism. Eu cel puțin nu vreau să vorbesc de turism pentru că mi se pare exagerat. Nu putem vorbi de atracții turistice extraordinare acolo. Avem peisaje frumoase. Malul Someșului este foarte frumos. Dacă eu aștept, tot văd în monitorile oficiale că apar săptămânal, apare câte un regulament de administrare a unor noi zone de astea protejate în diferite locații pe mediu. Și Someșul, Valea Someșului a fost declarat în această situație și o aștept cu nerăbdare să văd în momentul în care o să apară aceste instrucțiuni sau acest statut al zonei protejate, ca să este vedem ce vom face acum, cu Someșul. Pentru că nu ai voie să faci mare lucru în zona protejată. Exact, dar nici nu vrem să facem mare lucru. Vrem să-l protejăm și să-l deschidem pentru plimbări cu barca, pentru activități care... Dacă cine știe, printr-o minune, deși nu mai cred în minunile astea acum, mai ales în convulsia asta europeană, dacă vom intra în Schengen odată și nu va mai fi, se va putea trece lejer peste graniță, de ce nu? Vom putea face întâlniri, excursii pe Someș cu cei din Ungaria. Digul, sunt tot mai mulți bicicliști care fac ture cu bicicletă acolo, familii cu copii mici, se mai prește și în Vetiș, mai beau un suc, o bere. Dacă se va trece și în Ungaria, va fi și mai multă lume care, din curiozitate, va veni pe acolo să treacă. Și ungurii vor trece poate pe la noi. Sigur, este activitate turistică. Eu spun că este o activitate de o mică activitate economică. Adică trebuie să-i aducem pe oameni să se simtă bine acolo ca să lase un ban la localnici. În momentul de față se lucrează la umplerea lacului. Este o activitate privată a unei firme care de 2 ani de zile lucrează puternic să pună la punct acel lac la intrarea în Vetiș, circa 2,5 hectare.
Este un proiect foarte frumos, cu pontoane, cu loc de pescuit, cu terase, cu restaurant, cu tot ce vrei. Și dacă se va realiza undeva în primăvara anul viitor, va fi o atracție deosebită, pentru că pescuiești, vii. Noi, dacă vom avea teren de tenis, vom avea alte dotări, nu neapărat în primăvara anul viitor, în întregime, dar în timp, vom construi tot mai multe. Putem atrage oaspeți sătmăreni să vină să facă sport acolo. Deci să intrăm într-un circuit al unor activități care să aducă beneficii și materiale, mă rog, și de imagine, și morale localităților. Sigur că nu poți face un turist să vină să-și petreacă efectiv concediu la Vetiș, că nu ai ce să faci pe malul Someșului la Vetiș timp de 10 zile, să zicem, dar se poate să-ți vii să-ți petreci un weekend. Să fie un loc de agrement plăcut. O sâmbătă, duminică, nu e neapărat să ne gândim. Practic, dumneavoastră am văzut pe rețelele de socializare, ați pus imagini cu Someșul, peisaje din Vetiș, mai ales dimineața, da? Dimineața la Vetiș. Peisajele sunt frumoase peste tot, trebuie să le vezi. Deci nu trebuie să ai munți, văi fantastice și cușuri de râuri extraordinare ca să vezi peisaje frumoase. Mie totdeauna mi-a plăcut peisajul de câmp, peisajul de șes, aici m-am născut, aici am copilărit. Pe malul Someșului, de mic copil, până în graniță și înapoi, între satul mare, era zona noastră unde ne desfășuram noi când eram copii. Și mi-a plăcut totdeauna această zonă și acest peisaj. Și descoper și acum frumusețile ei. De aceea promovez într-un fel. Adică să vedem că nu trebuie să mergem nici la malul Mării Adriatice, nici în vârful Carpaților, ca să descoperim locuri frumoase și plăcute, unde să ne simțim bine. Adică vedeți să le puteți descoperi și la Vetiș. Dar e mai multă liniște la Vetiș decât la satul mare? Este, sigur că da, sigur că da. Este mai multă liniște și, în plus, ai, mă rog, condițiile de locuit, adică cam majoritatea sau aproape toți de acolo, am și o grădină care se întinde până sub digul Someșului, am pom fructifere, am zarzavat, am flori, am un loc unde să mai frigem un grătar sau niște mici. Deci, cum să spun, este zona plăcută unde dimineața când te trezești poți să ieși în grădină să-ți culegi roșiile și să le consumi dimineața la masă, la mic dejun, unde seara poți să ieși să stai, să te uiți la cer și să vezi stelele, nu cum în satul mare nu le mai vezi din cauza iluminatului public. Și la Vetiș există iluminat public, numai că în curtea ta nu există și le vezi. Deci este o atmosferă oarecam cum diferită de ce se întâmplă la oraș și cui îi place se simte extraordinar de bine. Nouă ne place și ne simțim bine. Da, dar sunt localnicii din Vetiș, au mentalitate de săteni sau de orășeni? Cum vedeți situația? Știți cum e, deci dacă cineva cunoaște geografic comuna Vetișul, a fost tot timpul aproape, foarte aproape de oraș. Și foarte multă lume, încă de pe vremea comunismului, lucra la satul mare, respectiv la IAS-ul și la crescătoria de porci și la crescătoria de păsări și la crescătoria sau la fabrica de ouă, cum îi spunea, și peste tot la stațiunea de cercetare actuală, care nu e cercetare, dar pe vremuri era, funcționa ceva acolo, avea livada de meri. Oamenii aceștia au lucrat, deci au devenit oarecum muncitori. Chiar dacă lucrau în sectorul agricol, dar au devenit mai mult muncitori. Și s-au obișnuit să fie aproape de oraș. Deci ei oarecum se apropie mai mult de mentalitatea de orășan. Cei din Oar, care sunt la câțiva kilometri mai încolo, ei au rămas mai mult agricultori și au rămas mai legați de glie și de mentalitatea de agricultor și de comunitate sătească specifică agriculturii. Cei din Decebal sunt și. Ei sunt și orășeni, ei sunt și agricultori, ei sunt și străineri. Deci sunt foarte mulți plecați de acolo. Deci de acolo generația tânără repede s-a înhămat și a fugit în străinătate. Vin acasă, își construiesc case mari. Frații unul lângă altul își construiesc. Deci există o comunitate a familiei. Părinții stau acasă, au casa lor și terenul lor l-au împărțit la 2-3 copii. Și în jurul lor, vin acasă și își construiesc vilele, casele și așa departe. Sunt multe astfel de familii. Deci ei nu s-au rupt de locul lor natal, dar în momentul de față lucrează în străinătate și își aduc banii acasă, în mare măsură. Deci sunt trei comunități, trei sate cu trei specificități diferite. Practic cei care sunt plecați în străinătate nu au de gând să rămână, după cum mi-a explicat dumneavoastră.
că vin acasă să-și construiască case, practic. Da, da, dacă își investește banii câștigați într-o casă în decebal, probabil că pe termen lung el se gândește la, a reveni și a locui aici. Mă rog, condițiile în momentul de față sunt că acolo are un job, câștigă bine, își poate construi casa, își poate... Ce se va întâmpla mai târziu, când îi vor crește copiii, când copiii își vor dori sau nu vor dori să-și creeze un viitor în țară sau nu, asta e o chestie care aparține fiecarei familii, dar în momentul de față asta e situația. Cum considerați că se împacă românii cu maghiarii în Vetiș? Bine, deci acolo nu sunt probleme de acest gen. Sunt conflicte vorba, știți, când ies aia doi de la... Nu sunt conflicte, nici de niciun fel nu sunt conflicte. E o mică categorie socială și nu vreau să mă refer să creadă cineva că vorbesc de rom neapărat. Sunt câteva cazuri sociale care creează probleme, conflicte în jurul lor, în mediul lor. Dar nu pot să spun că sunt probleme deosebite nici de ordine publică și iară pe probleme de conflicte interetnice nici pe departe. Sunt enorm de multe familii mixte. Vreau să vă spun așa, poate mulți nu știu sau sigur nu știu, sunt mulți ortodoxi români ortodoxi, dar care sunt vorbitori de limbă maghiară, sunt români dar, sau sunt maghiari declarați, dar care în familie de multe ori vorbesc românește, pentru că majoritatea familiei sunt familii mixte și mai mult se vorbește românește acolo. Sunt oameni care frecventează două biserici în mod curent, pentru că, dintr-un motiv sau altul, a fost botezat într-o religie, dar prin familie s-a atașat altei biserici și le frecventează pe amândouă. Deci, este un amestec, din acest punct de vedere, al etniei și al religiilor, cum nu că nu mai există, dar în orice caz nu este, sau este specific Vetișului. Așa că din vedere etnic acolo nu poți să te gândești la conflicte sau la relații, să zic, tensionate sau la orice negativ. Da, înțeleg. Și cu ajutoarele sociale, care e situația? Păi, comuna, având un număr foarte mare de locuri de muncă, și oamenii lucrează. Inclusiv romii lucrează. Deci nu înseamnă că ei își gospodăresc foarte bine această posibilitate, dar lucrează. Așa încât la 5400 de locuitori, cât avem în prezent statistic, avem 19 ajutoare sociale. 19. Foarte puțin. Practic numărul angajaților cât e? Undeva la 4000 sau 3000? 3000, peste 3000, cam 3200 de angajați lucrează astăzi pe teritoriul comunei. Lucrează pe teritoriu. Acum, sigur, cât la sută din ei sunt din Vetiș? Nu știm, nici nu contează, da. Adică toată lumea lucrează în Vetiș. Că unii vin la satul mare, că unii lucrează pe plan local, alții din satul mare vin la Vetiș să lucreze. Unii care mare foarte mult, peste 2000 de angajați, nu toți sunt din Vetiș. Da, da, poate da. Jumătate, poate mai mult, poate mai puțin. Restul vin din satul mare sau din alte sate din județ. Deci nu asta contează. Contează că la nivelul comunei atâția lucrează. Pe de o parte, contează că din locuitorii comunei cât sunt șomeri sau cât sunt cu carte de muncă, un procent foarte mare cu carte de muncă, șomeri, nu știu dacă avem, oficial. Și contează câți angajați lucrează și câștigă salari, sunt remunerați pe teritoriul comunei, pentru că după ei încasăm cotă parte din impozitul pe... Ați fi putut alege altă comună la care să candidați ca primar? Nu s-a pus nicio alegere, deci eu nu am ales și nu m-am dus de primar acolo. Eu m-am mutat la Vetiș din motive familiare, pur și simplu ne-am hotărât să ieșim acolo, am lăsat casa noastră, băiatul meu care s-a căsătorit și le-am cedat lor să-și creeze familia acolo, să-și ducă viața mai departe acolo și noi, având această casă mai mică, ne-am dus acolo. Nu ne-am gândit nicio clipă că voi fi o primar acolo. Asta a venit ulterior pentru că primarul nostru a intrat în pensie, n-a mai vrut să candideze și atunci a început discuțiile și pregătirile, cum și ce să facem mai departe. Și atunci am intrat și eu în calculele lor și când m-au luat cu această posibilitate, ofertă, am început și eu să mă gândesc la treaba asta și, mă rog, am ajuns unde am ajuns. Deci eu nu am ales și nici nu m-am gândit să aleg și sau nici n-aș gândi nici acum să mă duc eu altundeva, oriunde. Adică, practic, dacă nu v-ați fi mutat la Vetiș, nici nu v-ați fi gândit să candidați la primăria Vetiș. Nici la altă primărie. Și totuși, de ce ați hotărât despărțirea de satul mare? În 2012 ați pierdut primăria satul mare, n-ați vrut să fiți nici consilier local.
Bine, nu, atunci a fost mult. Deci a fost o perioadă în care eram saturat, sigur m-am angajat în a câștiga primăria pentru că trebuia să câștigăm, sau ar fi fost bine să câștigăm primăria. Și eu am fost persoana cea mai competentă în momentul respectiv, după toate calculele și sondajele de opinie, și atunci am mers înainte. Dar dacă n-a reușit, în condițiile, mai ales în conjunctura care s-a creat după alegeri, cu noua conducere a primăriei, eu nu m-aș fi simțit bine nici în calitate de consilier și nici nu m-a interesat în momentul de față, în momentul respectiv, pentru că eram, încă o dată, saturat de acele probleme și dacă am pierdut, am zis că e bine și nu mă mai angajez la treaba asta. Însă am rămas aproape de administrație pentru că am mers la Cluj ca vicepreședinte pe probleme administrative, adică de administrație locală ale UDMR, funcție în care am ținut contactul permanent și am lucrat împreună și am urmărit legislația, am întocmit baze de date, informări, tot ce era legat de administrație locală în această perioadă și m-am deplasat, am vizitat, am consultat, am discutat cu practic cu toți primarii UDMR, viceprimarii UDMR, care înseamnă cam peste 100, cam vreo 200 de localități, pe puțin, nu toate, sunt mai multe, dar am reușit să ajung la aproape 200 de localități din Adeal, care a fost o activitate foarte plăcută pentru mine. Interesantă, m-a ținut în profesional pe probleme de administrație, mi-a creat posibilitatea să văd foarte multe lucruri noi, să colind Transilvania, toate dughenele unde altfel, ca turist, vorba bine, da. Sau ca și un simplu călător. Dar ce idee puteți să o implementați în Vetiș pe care ați văzut-o în satele astea din Ardeal? Ați văzut o idee bună? Da, sigur, multe lucruri sunt. Adică, în primul rând, am putut descoperi nevoile reale ale unei comunități rurale, pentru că la municipiu discuți altceva. Când vorbim de strategia de dezvoltare sau de problemele orașului, atunci încep, cobor de la pot și de la centură la, nu știu ce, la tăierea ierbii din cartiere. La comune se pune cu totul altfel problema. Inclusiv în relația cu cetățenii. Nu poți implementa acele metode, mijloace de organizare internă a primăriei și de organizare în relația cu cetățenii pe care le ai în municipiu. Cu totul altfel se comportă lumea și tu trebuie să te comporți altfel. Prioritățile sunt altele. Pe urmă, sunt o serie de nevoi și probleme pe care de multe ori nu le recunoști sau nu crezi că sunt importante. Dar văzând într-o mulțime de alte localități ce efecte au avut implementarea unor măsuri sau realizarea unor servicii sau anumite lucruri, îți poți da seama de și poți să vezi și să constați sau să încerci să afli și în comunitatea ta ce efect ar putea avea anumite lucruri realizate în altă parte. Ceea ce poate, dacă vii din afară, nu gândești la ele, nu te gândești la ele și nu-ți dai seama de ele. Deci, m-a ajutat foarte mult să pot să abordez problemele unei comune. Pentru că de la municipiu venind nu reușeam acest lucru. Dar văzând și umblând prin încă o dată aproape 200 de sate comune, discutând pe probleme de administrație, nu trecând cu mașina și fotografiind crucea bisericii, ci discutând cu primar, viceprimar despre problemele lor și despre banii pe care au și despre necazuri și despre ce au reușit să facă și despre ce conflicte au cu cetățenii și altele, deci toate legate de administrație, mi-am putut da seama cum poți și ce lucruri trebuie abordate și cum trebuie abordate la nivelul unei comunități mai mici, cum este o comună, cu mai multe sate, cu un sat și mai departe. Și asta m-a ajutat foarte mult. Da. Practic, dumneavoastră ați învățat meseria de primar de comună în cei 4 ani în care ați fost vicepreședinte regional. Da, pot să spun. Sau cel puțin m-a format. Nu că am învățat, dar m-a format. V-a format. În direcția asta, da. Da. Bun, și aveți vreun exemplu concret care îl puteți aplica dintr-o localitate văzută aici la Vetiș? Da, sunt. Acum aș putea spune câteva, dar nu sunt relevante pentru telespectatorii noștri, dar sunt câteva comune unde am întâlnit primari care au realizat lucruri foarte frumoase și nu neapărat cu bani mulți, adică nu că au câștigat ei prin nu știu ce relații, au primit 1 milion de euro, 2-3 și au făcut o minune în comună și ce mândri sunt. Nu, ci printr-o muncă foarte susținută, cu bani puțini. Vreau să spun că pe mine asta mă surprinde și acum. Vetișul, pot să spun și cifre, dar nu e relevant. Vetișul are de 2-3 ori mai mare buget
și bani disponibili pentru astfel deci pentru dezvoltare în general, decât multe, multe, multe alte comune pe care le-am văzut și care au realizat mult mai mult și arată mult mai bine decât Vetișul. Deci asta a fost o primă mare surpriză pentru mine, cum nu poți sau de ce nu poți sau cum pot ei să facă mult mai multe cu resurse mult mai puține. Și asta este un îndemn și o motivație extraordinară pentru mine. Cu banii pe care îi avem să reușim să facem mult mai mult, pentru că am văzut cu bani mai puțin ce se poate face. Da. Ați plecat de la primăria Satu Mare, ați venit la Vetiș și totuși cunoașteți foarte bine problemele municipiului Satu Mare de atâta timp. Ce sfaturi i-ați da primarului Gabor Kereshkeni? Acum, e greu să dai sfaturi unui primar, din multe motive. Odată, pentru că nu ești în situația lui. Și asta este cel mai important lucru. Fiecare primar este într-o situație generală și de o situație de moment. Fiecare primar are gânduri, perspective, strategii, are relațiile și conflictele și problemele iminente pe care le are cu mediul ambient, cu aparatul cu și așa mai departe. Fiecare primar are dorința de a realiza anumite lucruri și vede anumite lucruri într-un fel. Deci să vii tu și să spui, măi, fă așa și fă așa, nu prea este bine. Eu pot să ajut primăria Satu Mare, dacă e cazul, sigur, cu multe informații, cu multe antecedente, cu multe, să zic, situații de caz efective din primăria orașului, care s-au întâmplat și care pot să fie de bună, pot fi evitate, pot fi un exemplu de reușită sau de nereușită, de succes sau de insucces și posibilitățile de a evita sau posibilitățile de a demara sau de a face ceva în anumite condiții. Dar astea nu sunt sfaturi, astea pot să vină la solicitarea conducerii sau să spui, băi, fă așa ca să fie mai bine dincolo. Asta spun cetățenii, spun site-urile, spun paginile de astea de știri de pe web, câteodată numai cu titlul, e suficient să citești titlul și să-ți dai seama că nu mai citești articolul. Câteodată unele sunt aberante, câteodată sunt provocatoare, câteodată sunt foarte corecte și realiste. Eu nu aș da sfaturi. Este greu să conduci un municipiu. În general, administrația devine tot mai grea. Și cea de comună, și cea de municipiu, și cea de județ, devine tot mai grea. Eu pot să spun asta, dat fiind că mă consider unul din cei care au parcurs din 92 evoluția administrației publice locale din România, din vederea legilor, al practicilor, al aspectelor economice, financiare. Și văd evoluția și pot să spun că nu este una bună. Din punct de vedere al birocrației, în primul rând. Adică e foarte clar, crește birocrația. Este una care sufocă administrațiile, reduce competența și capacitatea de decizie a autorităților deliberative ale administrației locale, chiar dacă sună pentru unii curios, așa este, pentru că sumedenia de reglementări punitive pe diferite sectoare și de restricții creează, practic, capacitatea statului, a instituțiilor specializate ale statului să intervină și să pur și simplu să sperie sau să sufoce inițiativele. Vreau să vă spun că dacă Curtea de Conturi este creată ca instituție de control a banului public, a folosirii banului public și a bunurilor publice și așa mai departe, pe lângă ei astăzi mai apare ANAF-ul, care angajează mii de angajați pentru a controla nu știu ce și nu știu ce, dar parcă n-ar avea altceva de lucru pe un firicel de fărâmă ca posibilitate legislativă, se angajează cu toate forțele în a controla autorității locale și să amendeze absolut pe niște chestii puierile, ne vorbim de faptul că nici nu erau pregătiți. Au venit inspectori de la ANAF să controleze autoritățile locale și nu cunoșteau structura administrației locale din România. Am dovezi de procese verbale încheiate în care obligau autoritatea locală să raporteze la instituția, organul ierarhic superior, prefectura județului. Ceea ce este o aberație. Măcar nici în Constituție scrie clar treaba asta. Nu mai vorbesc de restul legilor. Și astfel de inspectori erau trimiși să amendeze primari. Pe urmă vine ANAP-ul cu pe linia achizițiilor publice, pe urmă vin pe bani europeni, pe urmă... Deci, în momentul de față, nu mai știi când apare controlul și cu ce te controlează.
Nu e normal. Este DNA-ul, mai sunt alte instituții. Bine, DNA-ul vine pe probleme de corupție. Ok, altceva. Da. Nu vorbim de fapte de corupție. Vorbim de funcționarea normală a administrației, care este sufocată de multe ori de două controle paralele pe diferite lucruri, care dacă îți vin într-o comună, păi ocupă jumătate din personalul primăriei, trebuie să lucrezi numai pentru ei timp de o lună. Și nici nu termina bine că deja au venit alții peste ei și continuă acest fel. Pentru ce? Ca să descopere ce? Deci dacă este vorba de a descoperi falsuri, acte de corupție și altele, da, acolo trebuie să intervii și alea se pot descoperi relativ ușor. Și atunci intervin organele speciale ale statului. Dacă e să vezi buna funcționare a administrației, vino, fă un control de rutină, stabilește acele lucruri care consideră că nu sunt bune și lasă în pace să lucreze. Dar să-i sufoci prin controle rău intenționate, care nu văd altceva decât să sancționeze persoana vinovată, vinovată câteodată de niște chestii procedurale. Noi vorbim de faptul că acele sume imense pe care Curtea de Conturi le declară în rapoarte și care sunt publice an de an, sunt ficțiuni. Marea parte a lor sunt ficțiuni, pentru că vorbesc de neconformități pe care cetățeanul de lângă nu le înțelege și crede că sunt fraude și fururi. Vorbește de sporuri acordate angajaților. Vorbește de sporul care este o chestie, da, care... Vorbește de pagube care o bună, mare parte din ele se recâștigă în instanță și se anulează, pentru că majoritatea proceselor verbale se anulează în instanță, pentru că sunt făcute de oameni care vin cu o intenție de asta neapărat de a găsi orice în orice și nu stau în picioare. Și ne vorbim de faptul că de multe ori se impută pagube la nivelul unei întregi lucrări, când de fapt... se constată că tu n-ai acordat legal sau ai făcut o greșeală pe aici, pe acolo, poate fi interpretată și pe linie penală, nu contează, dar s-a realizat ceva cu acei bani și se impută toată suma ca fiind o mare pagubă, când de fapt lucrarea este realizată în condiții bune, doar că poate fi imputată o diferență de preț sau altceva care este o pagubă reală, efectiv. Deci dacă noi am însumat toate aceste procese verbale, sumele vehiculate în procese verbale, s-ar putea pagubele reale să fie mult mai mici. Totuși, pentru asta se insistă și se nenorocesc administrații locale. Deci este foarte complicat. În aceste condiții este tot mai greu. Sigur, la municipiu mai mult, la o primărie de comună mai puțin. Acum... Da, s-a tot vorbit despre regionalizare, domnule primar. Dumneavoastră, cum vedeți? Ar fi necesară o regionalizare? Ar fi... de bun augur o regionalizare pentru administrația locală? N-ar însemna crearea unei suprastructuri? Depinde cum se face. Păi așa, regionalizarea în sine poate fi bună, poate fi rea. Nu spune nimic. Regionalizarea este un cuvânt general care o descrie general a unui proces care înseamnă să construiești regional ceva. Bun. De aici încolo, despre ce vorbim? Deci... Dacă dorim prin regionalizare, dorim să creăm structuri suprapuse sau interpuse între guvern și administrația locală, încă o structură interpusă de autoritate locală, e discutabil de ce ne trebuie sau nu ne trebuie. Dacă vorbim de regionalizare pentru a ceda mult mai multe competențe unor structuri locale, care să țină mult, mai mult cont de relațiile locale, intraregionale, și pentru asta creăm niște structuri administrative noi, cu efecte vădit pozitive, atunci poate fi un lucru foarte bun. Poate fi și o combinație între cele două. Deci nu poți declara că regionalizarea este bună sau nu este bună, decât dacă vezi dacă știi ce cum se dorește face, și cum se face și care este structura care se dorește. Și totuși, odată cu regionalizarea, ar trebui să vină și desființarea comunelor mici sau comasarea comunelor. Nu neapărat, sunt două lucruri diferite. Sunt două lucruri diferite, ele sunt tratate în paralel și împreună, dar sunt lucruri diferite. Este o discuție, sigur, desfințarea comunelor foarte mici, da, pare că este necesară, pentru că este oarecum nejustificată susținerea unei administrații cu anumite cheltuieli pentru comunități foarte mici. Pe de altă parte, nu este o treabă atât de simplă, sau nu neapărat este o treabă imediat eficientă. Există... Deci și la noi în județ sunt cazuri concrete. Cum da, dar vreau să, da, sigur, dar înainte de asta, deci vreau să spun doar că există modele, astăzi există un model de centralizare, de adunare, de creștere a dimensiunii autorităților, unităților administrative teritoriale, modele reușite în Danemarca, în Polonia, în alte părți,
Există însă și modele funcționale cu dimensiuni mult mai mici ale autorităților, administrației locale. România este undeva la mijloc. Acum, noi vrem să mergem pe cale. Bun, hai să mergem pe calea unei comasări. Însă, problema este că dacă în Danemarca, în societățile mult mai dezvoltate, problema cetățeanului în relația cu primăria este una mult, mult, mult mai relaxată și mult mai puțin dependentă, la noi este mult mai accentuată, mai mult. Ce fac dacă adun două sau trei comune într-un loc? Mi se reduce cheltuiala cu nevoile de infrastructură? Mi se reduce cheltuiala cu... Ce mi se reduce? Nu mai am trei primari, am unul. Nu mai am trei secretari, am unul. Nu mai am trei viceprimari, unul. Nu mai am 27 de consilieri, ci numai 15 sau 18. În rest, ce reduc? Relația cetățeanului cu primăria se complică mult mai mult. Cheltuiala cetățeanului... Noastră puneți dintr-o dată trei, păi, din trei să faci una. Zis, am zis, să faci din două una. Bun, am zis ceva, dar faci așa de problema, dur, problema e că relația cetățeanului cu primăria se complică mult. Da. Deci costurile nu sunt strict numai cele ale banului public, ci costurile trebuie să le vedem pe ansamblu. Deci ce câștigă cetățeanul și ce pierde cetățeanul? Ce câștigă banul public și ce pierde banul public? Pentru că problemele de infrastructură, problemele de serviciu și așa mai departe rămân. Ori, în relația cu cetățeanul, la noi primăria are mult mai multe probleme de rezolvat direct cu cetățeanul decât în Danemarca și nu știu unde care țări. Și atunci nu neapărat modelul lor este cel mai potrivit. Gândiți-vă ce înseamnă astăzi. Ai o comună cu 3-4 sate, care este problema cetățenilor în relația cu primăria, deplasările pe drumurile alea nenorocite și altele și altele, când trebuie să mergi după orice adeverință pentru apia, pentru aia, pentru aia. Gândiți-vă ce înseamnă dacă triplezi treaba asta și distanțele și toate astea. Reduci costurile primăriei? Nu. Personalul nu se va putea reduce, pentru că volumul va crește. Deplasarea personalului în comună va crește. Nevoia de infrastructură nu va scădea. Administrarea problemelor de infrastructură nu va fi mai bună. Satele mai mici, satele mai îndepărtate vor suferi mai mult, pentru că dacă ești aproape de centrul comunei, ești cineva. Dacă vei fi aproape, vei fi la 15 km de noul centru al comunei, nimeni nu se va preocupa de tine. Deci, trebuie văzut o analiză SWOT, să zic așa, a fiecărei gândiri, a fiecărei unități, da, în a găsi o soluție optimă. Și nu poți generaliza treaba asta și să scoți o lege să zici că așa vom face. O ultimă întrebare, vă rog, la care să răspundeți scurt, dacă veți mai candida în 2020 sau nu, domnule. Asta nu spun acum, nu pot. Nu. Eu acum m-am angajat într-o treabă pe care vreau să o duc la bun sfârșit, cu mare ambiție și cu plăcere. Vreau să fac din Comuna Vetiș, să ridic Comuna Vetiș la nivelul la care capacitățile, potențialul financiar și tot ce înseamnă Vetișul poate să fie. Vetișul înțelegând comuna, nu numai satul. Da. Ce va aduce asta pentru 2020? Nu vreau să spun acum, pentru că nu mă gândesc la treaba asta. Domnule primar, eu vă doresc succes în activitatea dumneavoastră pe care ați început-o de aproximativ 3 luni. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.